Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu o etalare despre relațiile de orice fel pentru zodia vărsător. Dragoste, familie, prieteni și așa mai departe. Această etalare ne va spune despre starea relațiilor nativilor din zodia vărsător. Haideți să vedem ce ne arată cărțile. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți. Dacă vă place ceea ce am făcut până acum și ceea ce fac, nu uitați să-mi lăsați un like, un coment și eventual să vă abonați canalului meu, deoarece aceste lucruri mă încurajează foarte mult pentru a continua ceea ce am început și îmi dați curaj pentru a face ceea ce fac. Vă mulțumesc tuturor încă o dată. Vreau să fiu corectă față de toată lumea. Eu sper să vă reușesc să vă lămuresc în anumite situații care le aveți lucruri și așa mai departe. Haideți să vedem la vărsător. În primul rând, vă voi spune despre ceea ce doriți dumneavoastră, vă reprezintă pe dumneavoastră și dorințele dumneavoastră din prezent. Dumneavoastră în prezent vă bucurați de viață, vă bucurați de relație, vă bucurați de partener, nu vă lipsește nimic, dar aceste lucruri vi le doriți. Deci doriți să vă bucurați în relație, doriți să fiți împlinită, satisfăcută sau satisfăcuți în relație, alături de partener, parteneră. Doriți bucuria aia supremă, doriți să răsară soarele și pe strada dumneavoastră, în relație, alături de parteneri, alături de familie sau de prieteni. Ce se întâmplă acum? Această carte descrie situația prezentă din fiecare ramură specifică a relației, adică familie, relație de cuplu sau, cum să vă spun, prietenie. Acum lucrurile se îmbunătățesc. Sunteți pe drumul cel bun în această relație, în această prietenie sau în această familie. Lucrurile se îmbunătățesc. Vă dăruiți inima. Vă dăruiți cu tot aceste persoane sau persoana lângă dumneavoastră. Vă oferă lucruri de care vă bucurați și toate aceste lucruri adunate îmbunătățesc relația de cuplu sau de prietenie sau relațiile din familie. Bun. Ce se întâmplă în viața dumneavoastră care vă influențează sau vă poate influența relația sau relațiile? Ei bine, mi-a apărut fix cartea dumneavoastră. Aceasta este o femeie zodie de aer, gemeni, balanță sau vărsător. Vă poate reprezenta pe dumneavoastră sau pe partener. Cum ar veni dumneavoastră vă influențați viața și relația prin modul dumneavoastră de a proceda. Adică, procedați într-un mod corect. Sunteți o persoană sinceră. Nu suportați oamenii falși, nu suportați minciuna. Ați întâmpinat foarte multe greutăți în viață până în momentul actual. Adică, poate ați avut multe relații eșuate, care v-au întristat, ideea e că aceste relații de fapt v-au întărit foarte mult și acum știți ce doriți cu adevărat de la un partener, cum vreți să evolueze o relație, ce vă doriți de fapt în relații și în viața amoroasă, dumneavoastră știți, pentru că ați trecut prin atâtea multe lucruri rele, încât nu veți mai face aceleași greșeli și folosindu-vă de corectitudinea dumneavoastră, de sinceritatea dumneavoastră, veți reuși să aveți un partener sau o partener exact așa cum v-ați dorit. Deci dumneavoastră vă puteți influența foarte mult chiar pe dumneavoastră înși vă. Bun.
ce cauzează sau ce va cauza probleme sau neliniști în aceste relații sau această relație. Poate interveni o a treia persoană care să se bage în relația dumneavoastră, posibil în zodie de apă, rac, scorpion sau pește. Această persoană, fie femeie, fie bărbat, este foarte comunicativă, este foarte iubitoare, se dedică cu totul partenerului, partenerei. Bun, dar această persoană poate fi și o persoană foarte apropiată dumneavoastră, prietenă foarte apropiată și e posibil să vă cauzeze probleme sau neliniște, adică ori vă este frică că această persoană s-ar putea băga în relația dumneavoastră și să vă fure partenerul, partenera, ori deși este o persoană bună, dumneavoastră sunteți suspicioasă, suspicios vis-a-vis de această persoană, pentru că vă cam neliniștește această persoană, nu vă simțiți în siguranță alături de această persoană, lângă această persoană. Cum vă simțiți sau vă veți simți referitor la evenimentele care se petrec? Ei bine, cu calm. Vă simțiți calmă vis-a-vis de evenimentele care se petrec în viața dumneavoastră. Lucrurile evoluează pas cu pas. Și simțiți că rezolvările pot veni în timp. Rezolvările din relații de așa pot veni în timp. Deci cu calm și cu răbdare dumneavoastră sunteți sigură că veți înlătura aceste influențe sau aceste probleme sau neliniști care vă vin spre dumneavoastră, dar în timp. Cu calm le veți rezolva. Dumneavoastră, în momentul de față, vă simțiți foarte calmi, siguri pe dumneavoastră, pentru că ați depus foarte mult efort în această relație și, cum ar veni, sunteți un pic sigură pe dumneavoastră sau sunteți sigură pe dumneavoastră că veți depăși toate obstacolele. Ce vă va veni în ajutor? Nu. Cum vă va afecta timpul, adică cum vă va afecta trecerea timpului dorințele? Într-un mod foarte pozitiv, deoarece aceste dorințe prind stabilitate. Tot ce vă doriți se va realiza, dar odată realizate vă va aduce și foarte multă stabilitate și familie unită, fericire, împlinire, satisfacție multă. Deci timpul vă va afecta într-un mod foarte pozitiv îndeplinirea dorinței pe care o aveți. Ce vă va veni în ajutor sau vă va distruge? Ei bine, faptul că sunteți o persoană mai nehotărâtă. Ori o altă persoană, partenerul, parteneră sau o persoană din anturaj, posibil în zodia rac, să vă influențeze sau dacă discutați cu o persoană din anturajul dumneavoastră care o credeți apropiată, cum v-am zis, posibil în zodia rac, vorbiți despre planurile dumneavoastră cu persoana care sunteți sau sunteți entuziasmați de persoana lângă dumneavoastră, de relația în sine, posibil persoanele din jurul dumneavoastră să nu fie de acord, să nu vă încurajeze în această relație și acest lucru să vă aducă, să vă simțiți, să vă facă să vă simțiți, vă aduce multă frustrare și frustrarea de obicei aduce la nesiguranță. Ei, trebuie să aveți răbdare, trebuie să luptați pentru ceea ce doriți.
și să acționați. Nu vă mai luați după gura lumii. Trebuie să vă ajutați pe dumneavoastră înși vă, pentru a nu ajunge să vă distrugeți. Că dacă veți asculta de oameni din jur, veți distruge tot ce ați clădit atât de frumos și de stabil aici. Cum să procedați în acest caz? În acest caz trebuie să fiți împăcați cu dumneavoastră înși vă în primul rând. Fiți veseli, petreceți, mergeți la întâlniri cu oameni mulți, spuneți să fie veselie. Dumneavoastră trăiți-vă viața cum ar veni și lăsați oamenii care sunt împotriva dumneavoastră deoparte. Eventual puteți să vă, cam, să vă îndepărtați de ce poate să vă aducă o stare de nesiguranță și de neliniște și să vă afecteze starea emoțională. Dacă sunt persoane sau situații, înlăturați-le și bucurați-vă de viață. Cam așa trebuie să procedați, să vă bucurați de viață. Ce se va întâmpla în relația sau în relațiile dumneavoastră? Ei bine, un ciclu se va termina în relație. Ori partenerul, partenera se victimizează foarte mult. Aveți nevoie de o schimbare în această relație. Au fost atât de multe lucruri rele, s-au întâmplat atât de multe lucruri rele, multe persoane au încercat să intervină, să vă despartă, să vă vorbească, să vă aducă nesiguranță și neliniște în relație, încât simțiți că nu mai puteți. Adică cât ghinion pot să mai am, cât pot să mai duc, nu mai pot, mă simt dobor, mă simt la pământ. Ideea este că lucrurile astea negative se vor termina și va răsări în sfârșit soarele pe strada dumneavoastră. Concluzia este că sunteți o persoană foarte puternică, sunteți o persoană sigură pe dumneavoastră. În unele cazuri vorbim, poate, să vă mai explic, poate sunt persoane care ori vă împăcați cu o persoană din trecut, ori vă despărțiți de o persoană. Ideea e că în ambele cazuri, cei care se despart au posibilitatea să cunoască pe cineva, posibil în zodie de foc, berbec, leu sau săgetător, o persoană foarte iubitoare care se dedică foarte mult, o persoană atrăgătoare, iubitoare, are un simț al umorului foarte bine dezvoltat, vă veți simți foarte bine lângă această persoană. Iar pentru cei care vorbim despre o persoană din trecut, reapare în viața dumneavoastră, posibil la o împăcare. Dacă nu este în zodie de foc, atunci poate are aceste caracteristici, adică este o persoană iubitoare, comunicativă, îi place să fie în centrul atenției, îi place să conducă într-o relație. Bun, și concluzia la toate aceste lucruri este că dumneavoastră sunteți o persoană puternică, sunteți sigură dumneavoastră, știți să atrageți, sunteți o persoană ușor de iubit, într-un fel sau altul. Acum, sunteți ușor de iubit, dar nu iubiți la fel de ușor cum ar veni. Dumneavoastră stați mult și calculați, pentru că ați fost atât de răniți, rănite în trecut, încât nu vă aruncați în brațele primei persoane care vă apare. Probabil toate lucrurile astea vă vor întări. Veți începe să aveți mult mai multă încredere în dumneavoastră, vă veți simți mult, mult mai atrăgători, veți fi mult mai veseli și veți depăși toate lucrurile negative. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult cum ați ascultat și ați fost alături de mine. Pentru cei care doresc o etalare privată, lăsați-mi un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 981 520. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult noroc în îndeplinirea tuturor dorințelor pe care le aveți. Pe curând!